Scăpați de griji în Europa, Coman și Tavi Popescu o iau de la capăt în campionat. Ne dăm restart la derbiul cu Rapid, promiție de la FCSB. Nepotul lui Becali anunță că Davoa va fi dat afară de la FCSB. La derbiul FCSB Rapid sunt așteptați peste 30.000 de fani, record de asistență pentru acest sezon. Ne dorim foarte mult să batem Rapidul și să ne dăm așa un restart. Un derby poate să schimbe tot sezonul, dar nu poți să ne gândim la victorie după prestația de seara asta. Pe picioare trebuie să pună ei, eu nu pot să-i repun. De la Tavi Popescu așteaptă Pintilii un restart. Mai muncitor? Muncitorii sunt la fabrică. Aici avem fotbaliști. Deocamdată. Și la echipa națională întâi trebuie să confirme, ca să te transferi afară, îți trebuie meciul la echipa națională. Becali tot n-a găsit antrenor pentru FCSB. Credeți că va găsi un antrenor? Va găsi, dar nu mai bun ca el. El a fost tot timpul și va fi în continuare. Nu mă arunc dintr-o dată, gata, am bătut Rapidul și am câștigat în cupă două meciuri, sunt mare antrenor. Nu așa, totul trebuie să se construiește cu cap.